Decât să ne necăjim de la gruz, mai bine să-i tragem un bluz. Decât să ne necăjim de la gruz, mai bine să-i tragem un bluz. Decât să ne gruzim de la necaz, mai bine tragem un jazz. Tu mi-ai spus nu, tu mi-ai spus nu, tu mi-ai spus nu. Și tot mai des să-mi dai de-nțeles că ești o ignorantă prăpădită. Ronică, ți-ai făcut azi sprâncenele? Da, mi le-am obțit, sângurică. Sângurică? Sângurică am făcut asta. Și ochii tot sângurii făcut? Da, te-am făcut eu sângurică. Wow, eu nu pot așa de drept să fac sprâncenele drepte? Nu s-o șters. Strelșile. Sprâncenele nu s-o șters. Le-am pus la sfârșit. La sfârșit emisiune. Nu pe tot față. Azi nu mai vedeți. A, Mirončik, asta e primul om care m-a fotografiat. A, tu din sau? Da, da. Și eu așa, parcă da, dar parcă nu mă temem, eu aveam vreo câți, 14 ani, 14 ani. De asta spune gen hipster, nu știu. Da, 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 da. Era așa, știi, tipo... Dar eu te-am văzut, știi, pe fotografii și eu i-am zis lui Valic că... Trebuie de fotografii. Valic nu prea vroie. Da, el avea dubii, el, pur și simplu, tu nu ești cam în stilul lui, știi, în sensul de... Suceambă. Aha. Da, da, da. Așa. Da, eu am zis că nu e are ceva. Și nu a fost Mironcea, că nu știu, de când așa pe. Îți aminti pozele? Da, dar îmi plac. Îți plac și acum, așa? Asta Valic, el e genial. El a citut. Da, el s-a oprit. Da, de ce? Trebuie să facă bani. Din asta nu faci bani, nu înțeleg, usat-i tu. Și nu te oprești. Dacă nu faci bani din asta. Crută, ca prima experiență, mai ales asta a fost tare interesant. Da, fotograf super. Valic. Și ne-am dus, noi avem, și cum se numea acela din Strășeni? Făgureni? Și așa? Nu mai ți-am minte, ne-am dus noi la o... Ai înțeles? Da, da, da. Ne-am dus noi la o bază. Avem un orășel închis de uzine. Și tot timpul erau canalizațiile toate deschise și câinele meu a chicat acolo. Eu am chicat în canalizație. Pofic câinele tău. Câini de zomor. Țiela? Plus mine sunt câini, nu schimbă lucrurile în viață. E ca un om, da, înțelegi? Mor oameni învățați. Dar știi cum? Era noapte, îți dai seama, întuneric. Și merg tot înainte și eu unica din urmă, pentru că eu tot timpul merg mai greu. Și rămânem în urmă. Curg sprâncenii. Că, mă rog, din cauza sprâncenilor nu pot merge repede. Unicul complex. Și eu merg. Ne mergeam cu un picior, că n-am încă putut în canalizare. Și cu un picior așa și unul așa. Deci, și mă dușeam, știi, piciorul ăsta s-a ridicat, eu mă dușeam, îți dai seama greutatea. Și mea. Și piciorul de-am să îndrepta, adică așa în sus. Și eu... Și te-a scos. Și băieții se uită. Și m-a scos. M-a scos de acolo piciorul și el... Nu s-a rupt, tot normal, dar aveam, știi, pe picior, rană. Da, deci erau vânătaie de sus până jos, așa, maxim de mare. Când amuia o ai, ai șuramuri. Nu. E bun. Dar în schimb am... Îți mai povestesc cum ai chicat. În altă parte. Cum se plăchira, spre scări jos. Ei, asta e ceva normal. Da. Asta e pe asfișenie, știi? Dar nu e normal să te... Să deformează buca, înțeleg? Asta e, ca asta e Iura. Asta cum se deformează? S-a deformat, eu căzut. Am o buca normală, dar una e așa, uleată. Scărită. Deci... Până moia? Da, e așa s-a format. Gata, e, nu se dă înapoi, știi, mă scheță. Prima rămas o leac așa, da. Și asta era trist. Vină noi? Hai, vină! Ai mâncat cu gata! Fetele! Ai și tu o istorie? Și mărtești. Da, aud un hrăit în căști, dar nu știu, cred că noi de la asta. Cât noi hrăim. Dar să punem așa și să ne-l atingem, da? Nu știu dacă să iasă, dar hai. Poate... Eu așa răsuflă.
Tu erai administrator sau Kiros era tău? Tu vopșe te țineai. Nu e șef pe Kiros. Șef pe Zdani. Șef pe Zdani, șef pe Tăi Кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Мирончик окреат комунитатя, în care tăți noi ne-am găsit unul pe altul ca atare, dacă așa ai luat, știi, serios. Da. Da? Da, da. Cum ai reușit? Nu, dar și ei fășeau show-uri cu Piotr Alipi. Cineva încearcă să mă înconjoare, mamă, îi urăsc pe toți! Băstăiam asta, da, da, primul, anti-fashion. Sabbath Collection. Da. Uf. Niște proiecte. Primii oameni care în teatru Eminescu, doi actori dezbrăcați, mergeau, Doamne ferește, și de lent și frumos și toată lumea se uitaie ca la genitaliile astea și așa toți, și asta e tipă prezentare de modă, într-un stil fără haine. Fără haine. Nu, nu, erau și haine, numai că la început, da, erau băieții care au ieșit, o fată și un băiat. O mers până în centru sau până în capătul scenei, așa, din colțuri diferite. Erau goi, goi, goi. Și de sus, cât ei mergeau, așa, se coborau o cruce. Uh-huh. Și până s-o coborât, erau deja acolo, ei au luat-o în spate și au mers înapoi. Desferată. Eu am zis eu de sprâncenie. Dacă eu nu pot cu tine normal aici. Da, nimeni nu poți. În pandemie Mirocica a făcut un serial. Și gen Ivorgheu. Și asta e în spaniolă. Ivorgheu în spaniolă. Și era azvucică în română. Mergem acasă. Federico! 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 Iubirea mea! Federico, te-a trezit. Nu te cunosc. Cum? Nu pot să cred. Și tipa nu vrea nimeni. Tu n-ai văzut asta. Cu Florin, azi e, blea, de El Focul de la Mor, să da. Numește. Asta nu e corect, știi? Adică în spaniolă nu e El Focul de la Mor. Asta nu e... N-am pus El Focul de la... Noi așa și vorbim în serial. Oh, no, muchos gracias, dar noi acolo altceva, știi, vorbeam, gen, tu nu ai soviste, știi, ceva. Da, da, da. Și noi, da, din coașa în spaniolă, noi vorbeam, oh, muchas gracias, oh, no, da, da, gen, días, noches, del amor, del toro, știi, că vorbeam... Și așa știi, o temă tipică de cineva l-a înșelat. A, Flor moare aproape în fiecare serie. Pe dânsul șarcă tot timpul să o moare, sau el cade, sau el se sinucide. Și el tot timpul strânsește în spital. Femeie. Și eu acolo. Alondra. Alondra. Eu n-am luat din toate serialele, știi? Am combinat așa, și am văzut noi, știi, este... Tip și... Dar e crudă, nu-i neplăcut. Eu mă uitam, eu așteptam. Și eu plângem, tot eu eram asta, drama. Da, 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 da. Federico! Da! Și-a pierdut memoria, Federico. No! În rolurile principale, Alondra, Cristina Miron. No puedo, se credo. Și mă zice, nu spune. Azi e spaniola noastră din Cineo. Contează. Oricum era translate, știi, deasupra noi. Dar oamenii așteptau. Știi, s-auză chiar cu un fel de accent spaniol, știi. Nu acolo să mai auză. No puedo. Și... Au fost mulțișori care s-au uitat, știi, și au putut mai mulți ca la... Ca la noi. E normal, noi știm ce facem noi aici. Noi glumesc. Și în comentarii și cu hlizitele astea, erau numai eu hlizitele astea. O, da, ce susțin. Mai este o proastă ca tine, știi? Hlizitură de asta. Măi, eu am așa un top de mare, dar eu trebuie să aleg 5 și încă nu sunt sigur dacă ai eu pe astea. Și... Da, care, pentru că eu trebuie să aleg, știi? Ne-am scris lista, da. Filmele care pe mine m-au
creat cumva și m-a impresionat din copilărie, care eu le țin minte și care eu nu pot să le uit. Copilărie. Da, da, da. Dar nu-s deloc copilărești. Uh-huh. Este, de exemplu, Twin Peaks-ul, da? If I was to say to you, let me stand next to your fire. Eu eram tare mică și eu mă uitam la televizor la Twin Peaks. Eu nu înțelegeam nică. Îl arătau la televizor? Da, 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 da. Și eu l-am mai revăzut când eram mai tânăr. Chiar mică. Când eram... și neliniște. Da, da, da. La vreo 20 ceva de ani, știu, l-am revăzut. Мать честная. Și eu am rămas cu wow. Pentru că nu e mai... E ca, de exemplu, cel mai mare horror care eu, în general, îl știu, asta e Twin Peaks-ul. Nu ne-a rămas imaginea de la piticul ăla în cap de atunci. Why we from the birds sing a freshly song? Adică, îți aminti camera și aia roșie? Traumatul, da. Imagine care s-a imprimat tare, tare puternic în cap. Eu am înțeles că filmul ăsta e genial, pur și simplu, pentru mine și-l puțin, și eu am înțeles de și eu l-am ținut minte. Mm-hmm. E super codat, știi? E tare greu de înțeles, dar da, 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 trebuie să... Trebuie să ai ceva. Da, 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 dar nici măcar asta nu te ajută. Serios. Și e că eu pitic și ala și acum îl ținut în cap. Da, da, da. Și ăsta a fost cel mai horror... Cel mai horror imagine din orice film care eu l-am văzut, pentru că el tare bine cu atmosfera, știi, să joace. Și eu nu știu, eu pur și simplu. Și el tot timpul are în filme, am observat personaje de astea, știi, care e ca așa foarte... Da, strașnișe de astea. Super. Ai văzut și sezonul 2? Asta nou? Da. Nu, nu, nu. Eu trebuie să mă uit încă o dată la primul. Ca eu să mă uit și la a doilea, pentru că n-am timp. Cred că eu așa sprint, așa mă uit la amândouă. Cred că printe și uit la amândouă mai repede. Da, dar eu nu pot să mă încep la a doilea, pentru că eu nu prea țin minte toate momentele din primul. Eu țin minte că el a venit un agent FBI care s-a într-un oraș Twin Peaks, un fel de oraș sătuc de ăsta, industrial. Da, 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 și Laura Palmer încerca să-i... Eu a fost omorâtă și el vrea să rezolve cazul ăsta și a venit în oraș și s-a început orașul părea tot așa ca la David Lynch, lui îi place așa, știi, personaj de ăsta plastic, nu știu cum, și da, da, în spate se ascunde așa o jostcă, demon, da, da, exact, exact. Și acolo se începe așa o istorioară de încurcat și toți acolo, de fapt, toate personajele prostituată una nu știu cum, mai scurt, tot acolo așa e de încurcat și morgan, la urmă sunt forțe supranaturale și ceva din, mai scurt, tot băgat, tot și inoplanetenii, da, băgat, adică la modul ăsta, el super. În coloana de sonores. Sonores. El foco. E genial. Da, fel, da, da. Și el bagă pstitat muzică. Adică în momente de... Sunete. Ui, dar el așa de gine joacă cu sunetul, știi, cu muzica. Da, e când e purașii. Soundtrack-ul, știi, din... A, ăsta, da, soundtrack-ul ăsta, conește. Dar ăsta din Mulholland Drive. Cum e? Yo estaba bien. Tipa de pe scenă care cânta și la un moment dat e cade și suni, oricum, cânti cu ei mai departe, da. Adică vocea ei mai departe, dar e cade pe scenă. Băi, ne-așa îmi plășe că eu m-am scos. Bă, eu asta pun la montaj. Da. Tu amor se llevó todo. Hai, a doilea. Da, începem așa cu în ordinea cronologică din viața mea și filmii pe mine m-au impresionat și m-au marcat. Da. A doilea film, evident, clasicul Matrix, anii cât 99? Da, 99. Și? E 99. 99, da, 99 sau 2000? Da, eu zic 99. Deci ne controlăm că și ne cap. Would you turn on the light when the music is down?
Eu când am văzut filmul, era mică tot și eu nimic n-am înțeles. Dar pe mine m-a impresionat foarte tare efectele, știi? Și actorii. Actorii, da, clar. Trinity. Eu eram Trinity pe urmă, știi, pe casă. Pin oglindă. Neo, știi, era verșor, mi-am atingă. Scurtele toți acolo eram personaj. Și eu cred că m-am uitat la filmul ăsta, eu nu știu, de vreo 6 ori sigur. Pasă eu l-am înțeles după 6 oară, cred că eu ceva am înțeles din trăsul. Pentru că el are o sumedenie de teorii filosofice și așa, dar ideea principală asta e normal. Că... Și spețifectele de acolo mai. Nu, dar pe asta e, nu știu, ne pare că e o nouă etapă în filmul fost. Da. El a fost o nouă etapă pur și da, simplu în momentul în care, pe mine și m-a traumat când m-am uitat eu tot în copilărie. Traumat? Da. Uh-huh. Asta e când la dânsul gura, știi, s-a lipit. Ah, când s-a lipit și da, și eu am am înțeles că este despre lupta asta dintre mașinării, uh-huh, roboți într-un uh-huh fel și omenire, cum ar veni. Pentru că s-a început era asta tehnologică, da, și computerizată, yeah, și acolo asta tot e un fel de matrița, asta e un fel de sistem, că noi spuneam înainte că matrița a ieșit uh-huh și s-a bătut cu Morpheus, știi? Adică la noi... S-a încurcat acolo. Să zicem în general și asta e Matrix, știi? Pe urmă am înțeles că este un fel de, da, sistem în care trăim și de fapt mașinăriile erau gen învins cumva, știi, omenirea și toți oamenii erau conectați în... coconul și ăla, știi? Ca să lor le trebuia energie și căldură de la oameni, și așa se alimentau, nu știu cum. Mai scurt era lupta asta, battle-ul dintre omenire și și roboți și... M-am mai uitat odată, mm-hmm, pare interesant. Da. Eu m-am uitat de multe ori până am înțeles care e faza. Stai, cum sunt regizorii și frații, surorile deja? Wachowski. Mai scurt, ei s-au transformat deja în femei, erau băieți, s-au transformat în femei. Amândoi? Da, era unul pe urmă altul. Ei s-au inspirat din literatura science fiction de mai veche, referențe, știi? Da. Neo când s-a trezit, știi? Și-a aflat, de fapt, realitatea. Și, de fapt, a înțeles că realitatea nu e așa de frumoasă, dar Matrix-ul e, de fapt, e lumea asta în care noi trăim într-un fel. El era de partea oamenilor cumva și trebuia să salveze sistemul ăsta, să facă un fel de perezagruscă la matrița, știi? Ca să salveze mai scurt. Omenirea. Interesant. Da, e superb filmul. Eu după asta l-am înțeles, dar pe mine m-a impresionat foarte tare efectele vizuale. Deci asta a fost mega impresionat și ne pare că asta e o etapă nouă. Vă uitați, vă duceți și vă uitați. Matrix. Mai scurt, agentul era virus, dar Neo era un fel de antivirus în sistem, înțelegi? Nu e așa, așa am înțeles. Și e acolo, ușor de uitat, dar e foarte complicat de înțeles, știi? Adică asta, pe tine oricum te impresionează toate luptele și alea. Băi, dar niște efecte, cum e 99? Eu m-am născut. Da, am înțeles. De-asta. De-asta așa părut pe efecte. Eu 88, tu 99. Da? Ia uite. Îți închipui? Numărul meu telefon se termină cu 998. Wow! Hai, următorul. Numărul 3. Care m-a impresionat. Ai o listă. Eu am o listă tare mare, mie e tare greu să aleg din toate, pentru că ele sunt toate faine. Pulp Fiction. Mm-hmm. Tarantino, evident. Eu când mă duc la doina, nimeni ușor. Genial. Următor. Asta e tăța. Nu știu ce spun, adică Tarantino, come on, el tot e un geniu, e my favorite. Întotdeauna au fost. Știi că este un când am văzut eu Pulp Fiction, eu am înțeles că this is my love. În primul rând, fashion, eu nu știu, așa un fel de film cool. John Travolta. Дома подрочишь и хватит на сегодня. Ну, cum poți să joci? Tu înțelegi, la dânsul mers acolo, e diferit. Înțelegi, el merge, tu înțelegi, el...
cool, și anume cool, nu că... Da, da, da. Nu să, bine, el e bun actor, dar acolo e genial. Și cum ei dansează. Dar dialogurile la Tarantino astea, clar, astea știu că-s geniale, dar acolo e super. Бог спустился с небес и остановил гребаные пули. După fiecare dialog, trebuie să moară cineva, știi? Mult sânge, știi? Că n-ai observat, este așa o fază la Tarantino și e un fel de... Умор здесь-то негру. Да, да, да. Умел сон парши. У меня нет своего мнения. У тебя должно быть мнение. Винсент, что это было? Что за хрень? Блин, черт, я ж мальнул Марвину в морду. За каким хреном ты стрелял? Я не хотел, это несчастный случай. Даша Колуяка, ну, мержи не миг. Într-o ordine cronologică în filmul ăsta, ca în Pulp Fiction acolo. Tătă-s bucăți din istorie, dar care toate sunt legate, au un fir logic, ele toate sunt legate, istoriile între ele, cu ceva criminal, ca așa, cum se traduce Pulp Fiction-ul? Criminalna chestivă, da. Și toate istoriile au, oricum, evident, ceva criminal, da. E super tăt. Bruce Willis joacă bine. Asta, Uma Thurman e superbă. John Travolta, asta. Da, o selecție. Și sunt mulți, adică sunt foarte, foarte super. Da. Și eu la dânsul tot m-am uitat de vreo 3 minim ori. Astea sunt filmele la care eu pot să mă uit mereu, știi, după starea mea. Și îmi place că și e super, nu știu cum, ne se dă senzația de fashion, așa. Știi, de coolest, de atitudine, acolo e atitudine, înțelegi? Mie îmi place foarte tare. Hai, numărul 4. Hai. От заката до рассвета tot e Tarantino. Nu. Scenariul lui Tarantino și el joacă în Tarantino. Da, 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 el joacă acolo. Și cum atunci când a venit și așa era sânge tăt în viceu, în trailer și ăla. Da, l-a dus așa tot timpul, adică Bill, Kill Bill. Da, Bill. Când îi taie, știi, macușca și rămâne următorul. Being John Malkovich. Ați văzut filmul? Eu nu știu. Tu l-ai văzut? Ți-a plăcut? Da. Vezi. Zici nu, blede. Oricum am zis că da, știi? Normal. Nu, e levă filmul, știi? Următorul. Next. Este un tip păpușar, știi? Care nu are succes. E un fel de... loser. Și el trebuie să angajeze pentru că nu are bani și păpușar cu căruia nu trebuiește la nimeni. El încearcă să angajeze la o firmă mai scurt. Și e că lucrând la firma asta, și de ciudat acolo, că el când se urcă, știi, la etajul, nu știu, cătălea, unde era birouri, ofisuri de astea, atât acolo e la, e ca așa, la așa înălțămi tăti birourile și tăți merg pe acolo așa, știi? Interesant. Știi? Merg așa, toți, absolut. Și la un moment dat, el întâlnește acolo, tip, frumoasă, el era căsătorit, nu contează, bla, 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 tot cu tipul care întâlnește el acolo era cu atitudine, care zic eu, din Pulp Fiction, parcă era scoasă. Așa. Și, da. Care faza că el găsește acolo o ușă, știi, secretă un fel de, și el deschide ușa așa. Și nimerești într-un portal de este așa. Intră acolo și... Nimerește, de fapt, în capul lui John Malkovich. Și el vede tot prin ochii lui John Malkovich, e ca așa, cum a fost de filmat. Dar este actorul chiar John Malkovich. Și el se joacă pe el, cum ar veni, știi? Și mai scurt el descoperă ca... chestia asta, știi, că poate să duc acolo și deamă o iepi. El poate să iasă? Da, el numerește în general într-un în altă parte, afară, undeva, el cade, știi. Dus așa de tare l-a pricălit faza asta. Că el începe să facă excursii la tot felul de oameni. Dar nu-i chiar entertainment acolo, dar în fine, știi. Și așa un rând mare și intrau în cap la omul ăsta și Malkovich face ceva, știi, dar omul fiind în cap și așa și-ai filmat, știi? Dar poate să manipulează sau nu? Nu mă suită. Păi asta e faza. La un moment dat, Malkovich înțelege că ceva se întâmplă,
știi? Își dă seama. El își dă seama, da. Pentru că acolo se întâlnește cu soții, cu soții se intră în cap la dânsul, el se întâlnește cu tipa și el alt, mai scurt, istorie interesantă. Și vine la etajul și ăla, un rândul de oameni, știi, care aștepta să intre în capul lui. В очередь встаньте! В очередь! Вы куда? Înțelegi? Îl întâlnește pe ăsta și el, tipă, what the fuck, știi? Și intră în portalul lui și numerește John Malkovich în capul lui. Da, deci istoria e superbă. Prequel. Și el când numerește în capul lui, deci asta e scena mea preferată. El vede, iarăși tot așa, ca prin, ca cum ai numeri în creier, și, da, da, da. Și el vede, el stă într-un restaurant și acolo e, cumva toți oamenii are fața lui, știi? Malkovich? Malkovich, Malkovich. Femeile, de exemplu, cu cercei, dar cu fața lui John Malkovich, știi? Adică și toți vorbește cum? John Malkovich, John Malkovich, John Malkovich, John Malkovich. Și el, John Malkovich, John Malkovich, John Malkovich, 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 știi? E absurd. Absurd, da, exact, e un absurd, așa total. Malkovich, 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 Malkovich. Mai scurt, eu nu țin minte foarte bine cu ce el se termină, dar știu că... Da, asta e la suite. Da, 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 asta, da, da, la suite. Nu dăm de din gaz. Nu, dar eu ne-am dat seama că asta e de fapt despre... Că aici în spate e filozofie asta, nu pur și simplu așa, știi? Deci ne-am dat seama că asta e despre... Știi când ai multiple personalități în cap? Bipolar. Da, da, da. Nu, bipolar e o leacă altceva. Nu. Dar când ai multi personalități în cap, creierul este aparte de minte, da, sau da, da, nu, da, da, știi? Și asta e... Da, da, asta e teoria asta a dualității, știi? 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 Eu nu știu cum să explic. Asta este o teorie a lui Descartes, care... E foarte faină și, da, și filmul ăsta e care reprezintă această teorie vizuală, care, da, 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 care trebuie să înțelegi. Eu l-am văzut așa mai încoa, când eram deja matură, dar pe mine tot m-a marcat filmul ăsta foarte tare, știi, că prin... Asta, care da, 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 minte, Malkovich, corp, Malkovich, aparte, John, știi? Gen, mintea este aparte de fizic, știi... Se uiți la tine, just... Da, da. Da, da, da. So, ei lucrează, e categoria aparte, sau lucrează împreună. Și, am ajuns la a cincilea, da? Da. Și că ești la mine e problemă. Pentru că eu nu știu totuși ce să aleg. Din câte? Ui, și așa e o listă. Hai să aleg, hai, da, lasă atâta cu filozofia horror-ul și numai de astea. Da, să aleg o comedie care eu am râs cel mai tare, mai scurt, la comedia asta din ever, din toate comediile care le-am istoria văzut. Comedii. Asta e zombi pe imene Sean. Știi? Băi. Deci e bun. Nu că e bun. Cel mai tare am râs ever de la oricare comedie care am văzut-o în viața asta. Eu am zâmbit, da, Jim Carrey. El oricum e fain, el e super, eu îl ador. Dar știi cum, ha-ha, băi, dar la... Ha-ha, aici? Deci la filmul ăsta, eu pur și simplu... Dar eu râdem în hohote. Adică știi când tu e ca te uiți și... Ha-ha-ha! Știi, anume râz așa din suflet. Зачем мне трезвым быть и по течению плыть? Știi că Jim Carrey, de exemplu, tu râzi, că tot facem comparație, tu râzi de atât că el se strâmbă mult, da? El prin joaca, prin joaca actorului, știi? Dar la filmul ăsta așa și am observat, că tu râzi de atât că e că așa e pe lângă scenariu, prin cadre, eu nu știu cum să zic. Regizorul ea ne pare așa genial, eu nu știu dacă el e scenaristul, că tu... Deci e un umor super. E acolo, mai scurt, vine apocalipsa, toți oamenii devin zombi, și, în afară de un grup de oameni care tot asta se întâmplă pe lângă dâns, dar ei tipii nu observă, știi?
Акула Момоса, да, 600. Це вечина. Вінила один, слушайте, що я. Це ЦРУ, що сон там плаває. Це ЦРУ, ну, це як, що ти. Тіка. 2 секунди. Шо? Прикольно, да, прикольно. Мені ж дав сам, аж ти діло Криста, да. Що має та ряка, рисла вам кадр. Я тебе потребую судок один пролог и авто, что я колон группу где приятен, что я угашка, карини, унищи, карину, зомби. Dintr-un loc în altul, dar acolo sunt foarte mulți zombi, știi? Și ei ca să, cum se treacă, ei tipa, să gândesc, hai să ne prefacem zombi, știi? Și tot grupul și ăla merg, știi, pe lângă zombi, știi? Să nu se dăi de gol, știi, tipa, what? Прикольно. Я шо, рынд мерк. Ну, если полежь, делок, что ли? Это ж мор, мор. Еще на кадру есть та сичер вазы, когда ты напой, что ли? Еще мама и тати, мой мульти-уор, шире демон контину. А ты как бы, кяр, па. Шо, колос мульти кадр, да есть, что ли? Камаста. А с таком, паринцы мейкенд, сдук лаврю, сербаторі, що треба. Макем мені це є у дяколо, що їй співак стріж. Що це? А з того фос буна, да? Да, конку. Це нормально. Да, сол, тук інці кріфашки, я ж тарі тряс. А зараз я ще бліводі тряс. Чан, це нормально. Шутіці, я шо, шо, джан... Синкуча, шо, ліба, шо, 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 тіня, шо, та мені скуала, шо, тіці, шо, 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 Мені спари кидлаки росте з кар'єса. Ну, кар'єса. Як ша і мачка, то вес, кін став лабар. Черти баут. Шо смолт, шо і кін раб типу. Щеля. Кін спаще партію. Слабар бару мик, и дорм бармен. Да, что я утас. Что ли? Не, что ли, кубани. Да. Ман мамы гати мини. Бани, бани. Да, серьезно. Эка стоит, имаджина. Круто, круто. Что плакут? Це плакат? Плакат. Тяжелі? Ні, ще плащик. Ладно, що ти парки не... Симпл, віним, що ти там двор, бо що ти ну і нік... А що ж є? А ти каже, йди лівер, що йди прикольно, хі-хі-га-га. Та прийш, нормально, так просто. Там не телевізіоні, що яка з... Сустайся, ну, журіся, окесті, діджену, що ти кердак і муць жудіка, пі онлайн, що ти яка... Sunt în jurături, dar tu cum vorbești? Hai, fii sincer cu tine, știi? Nu există cuvânt care îl locuie în mat, așa? Da. Nu, eu sunt pentru, în jurături. Sinceritate. Nu, pentru că, băi, atunci ești sincer, vorbești, știi, cumva, nu poți să înlocuiești cuvântul cu ce? Catastrofal! Cum sună asta? Catastrofal, come on! Mirobolant, sau cum ce vreți încercați atunci? Mirobolant! Wow! Cum poți să exprimi așa din tete, sufletul și cu multă savoare? Doar așa. Așa pui punctul. Tu care lucrezi la televiziune, care formație mi-ai aproape? Aista sau acolo? Ce față a făcut? Băi, eu, mie-mi place televiziunea. Și m-am luat televiziunea, da. Nu, mie-mi place. Da.
La revedere, pa! Mirabolant! Круто! Я навсегда пленник своего эгоцентризма. И не уйти мне от своего кретинизма. Но я буду идти и буду идти вперед, несмотря на все катаклизмы. Дождь, ветер, дождь, ветер, дождь. Зачем мне трезвым быть и по течению плыть? Я плыву, я... Никто не может мне сказать. Ответ скрывается во мне. О боже, что за бред несу я себе.